A treia modificare a normei de hrană pentru polițiști și militari a intrat în vigoare de la începutul lunii octombrie. Angajații din Ministerul de Interne și cei ai Ministerului Apărării Naționale vor primi 32 de lei pe zi. Noua valoare a normei de hrană acordată personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională este mai mare cu 7 lei față de cea anterioară, potrivit avocatnet.ro. Recalcularea normei de hrană a fost inițiată conform MEAI de către Gabriel Oprea, ministrul acestei structuri și viceprim-ministru pentru Securitate Națională. Această normă de hrană a fost majorată inițial de la 1 iulie cu 3 lei, de la 24 la 27 de lei pe zi, după ce guvernul anunțase că a stabilit cadrul legal care să permită actualizarea curată a inflației a valorilor normelor de hrană pentru angajații MEAI și MEAPN. Ulterior, la mijlocul lunii august, valoarea normei a fost redusă la 25 de lei pe zi. Măsura reducerii cu 2 lei a normei de hrană, de la 27 la 25 de lei pe zi, survenită în luna august a venit ca urmare a reducerii TVA la alimente și a micșorării prețurilor. Potrivit actului normativ care a intrat în vigoare din octombrie, și personalul civil din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională va beneficia de o normă de hrană majorată din această lună. Astfel, aceștia vor primi 25 de lei pe zi în loc de 19 lei.